Avem și o informație de ultimă oră. Șeful poliției își încalcă promisiunea. Nu a dat nicio explicație despre operațiunea în care un polițist din Timiș a fost împușcat mortal de un infractor periculos, dar totuși a făcut câteva precizări înainte de a intra în sediul poliției române. Colega mea, Corina Matlinski, s-a întâlnit în urmă cu puțin timp cu chestorul Ioan Buda. Bună dimineața, Corina. Spune-ne, te rog, ce a declarat acesta? Bun găsit tuturor! Într-adevăr, a ajuns în urmă cu puțin timp șeful poliției române. S-a întors aseară târziu de la înmormântarea polițistului, iar în această dimineață a făcut câteva precizări cu privire la ancheta care este în desfășurare acolo la IPJ Timiș. Spunea că vorbim de două părți, de partea în care s-a ajuns la se afla că acest individ este în acea locuință până la crimă, iar partea a doua, pe care spunea el deja, a lămurit-o cu privire la prinderea criminalului. În prima parte au fost mai multe nereguli care sunt anchetate acum de o echipă de aici, de la București. Și fac această precizare pentru că există informații că acest criminal s-ar fi aflat de mai mult timp acolo în Recaș, că se ascundea și spuneau localnicii că l-au mai văzut, tocmai de aceea l-am și întrebat pe chestorul Ioan Buda de când aveau informații polițiștii că este acolo și dacă se face ancheta de aici, de la București și nu de către cei de acolo, de la IPJ Timiș. Verificări, o anchetă internă în urma căreia spunea că vor exista mai multe rezultate și se vor lua măsuri în funcție de ceea ce vor descoperi polițiștii. Așteptăm să vedem ce se va întâmpla în continuare, pentru că ne-a promis într-adevăr și o conferință de presă în care să vină cu toate aceste detalii. A spus că o va face în momentul în care raportul va fi gata. Ieri, polițistul a fost condus pe ultimul drum de colegii săi. În aceeași zi, criminalul său a fost mutat în penitenciar. Bună dimineața! Suntem în prima zi după mormântarea colegului nostru, un eveniment dureros pentru noi toți. Să le dea Dumnezeu puterea familiei copiilor, în special, să treacă peste aceste evenimente. 2. Așa cum am spus și data trecută, această misiune are două etape. Prima etapă a fost până la împușcarea colegului nostru și a doua etapă, după împușcarea colegului nostru, când a fost reținut acest criminal. Ei, dacă a doua etapă a funcționat și acțiunea s-a desfășurat ca și la carte, după manual. În prima etapă, așa cum am spus, au fost câteva nereguli care au fost în organizarea misiunii. Colegii mei de la București sunt la Timișoara, controlul din desfășurare. Am spus că voi veni și voi prezenta în detaliu toate aspectele. Cine face acest control? Cei de aici de la București? În prima fază l-au făcut cei de la Timișoara și acum cei de la București. Și vă întreb, când a venit informația că acest urmărit internațional este acolo în Recaș? Pentru că sunt voci care spun că se știa că el este acolo, că a mai fost văzut prin oraș. Vecinii spun că se temeau de el, că l-au mai văzut. Știau polițiștii, nu știau ce s-a întâmplat. Tocmai în ancheta asta va stabili. Ancheta vizează doar polițiștii care au fost în acea misiune sau și șefii de la inspectorat? Verificările vizează tot. În detaliu, toate amănuntele care s-au. Ce am învățat, domnule Buda, după această tragedie? Ce a învățat poliția? Să fim mai precauți și să acționăm conform manualului. Dar există... Bună ziua!